Domnule președinte, stimați colegi, declarația mea politică este despre Olimpiada de Limbă și Literatura Polone. În acest sfârșit de săptămână am participat la Olimpiada Națională de Limbă și Literatura Polone, care a avut loc la Suceava. Ajunsă la cea de-a 8-a ediție, la Olimpiada Națională de anul acesta au luat parte 15 elevi din clasele 7-8, precum și 11 liceeni. Olimpiada de anul acesta a fost deschisă de vernisajul expoziție despre limba polonă pregătită de Institutul Polonez din București, care a avut loc la Muzeul Bucovinei, imediat după aceasta la Colegiul Tehnic Samuel Isopescu, toți elevii au început probele scrise. Organizatorul Olimpiadei a fost Ministerul Educației Naționale și Inspectoratul Școlar Județean Suceava, cu participarea Comitetului Central al Olimpiadei de Limba și Literatura Polonă din Varșovia și a Uniunii Polonezilor din România. De buna desfășurare a Olimpiadei s-a ocupat Elvira Codrea, consilier al Ministerului Educației Naționale, secretar a fost Cristina Maria Albu, inspector pentru limba polonă la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, iar în componența comisiei, în afară de profesori de limba polonă, au intrat și lectorii centrelor universitare din București, Iași și Cluj, dar și Wojciech Kaliszewski, reprezentantul Comitetului Central al Olimpiadei de Limba și Literatura Polonă din Varșovia. Laureații claselor de liceu vor participa la Olimpiada de Limba și Literatura Polonă din Varșovia, care se va desfășura în luna aprilie și unde vor rivaliza cu elevii din întreaga Polonie, dar și din Lituania, Letonia, Belarus, Ucraina, Cehia, Slovacia sau Ungaria, precum și cu concurenții din întreaga lume care participă la Olimpiadă prin intermediul internetului. Pentru participarea cea de-a 50-a ediție a Olimpiadei de Limba și Literatura Polonă din Varșovia, comisia a calificat 3 elevi care au obținut cele mai bune rezultate. De menționat este că toți elevii care au obținut rezultate deosebite au fost premiați de Ministerul Educației Naționale. Premiile și cadourile pentru toți premianții și participanții au fost finanțate de Ambasada Republicii Polone la București, din fondurile Ministerului Afacerilor Externe destinate diasporei poloneze. Vă mulțumesc, deputat Victoria Rongier, Uniunea Polonezilor din România.